suntem prieteni de foarte mult timp, suntem colegi, dar nu contează. Cineva va merge la Tokyo, trebuie să dea totul pentru România și decizia finală va fi a antrenorului. La echipa națională totdeauna au fost așteptări foarte mari. Cum am mai zis, trebuie să ridicăm standardele, să după aceste campionate europene am ridicat standardul, să zic așa, am făcut niște turnee foarte bune și sperăm ca și la Tokyo să facem aceeași figură frumoasă. Jucătorii cu care am venit în acest moment aici, mulți dintre ei nu fac parte din lotul pentru Olimpiadă. Sunt jucători foarte tineri, am mai spus, jucători 2002, 2001, 2000 născuți, la care eu m-am gândit pentru campania următoare, cineva va fi antrenor la echipa națională de tineri, să știe că acești jucători au fost aici, dar sunt lucruri bune pe care le-au făcut jucătorii, eu știu, la campionatul european. Elevii pregătiți de Nicolae Dica au pierdut primul meci amical cu Mexic, însă speranțele sunt mari. Competiția de la Tokyo debutează abia pe 22 iulie, iar stagiul de pregătire din Spania a ajutat echipa, spune Nicolae Dica. În primul rând am vrut să, cum ai spus și tu, să jucătorii să nu aibă o vacanță foarte lungă, să-i vedem pe jucătorii noi, la cei care m-am referit mai devreme, dacă pot face, știu, față la meciurile internaționale la un nivel mai mare, ei fiind născuți 2002-2001. Asta a fost unul dintre obiective și jucătorii pe care noi dorim să-i luăm la Olimpiade, pe care avem în lot, să vedem cum răspund la cerințele noastre. Pentru că gândirea mea și a lui Mirel este aceeași despre fotbal. România va înfrunta Australia U23 la Marbella, astăzi de la ora 21.